Deci, Horia, te rog să ne spui câteva cuvinte despre experiența ta la cursul de hipnoză. E prea general. Experiența mea e foarte bună. Au fost 8 zile minunate. Mă așteptam să fie puternic, dar știi cum e. Una e cum te aștepți și alta e cum e. Și cum a fost? A fost puternic. Nu, a fost mult mai bine și sigur altfel, într-un anumit fel. A fost o experiență intensă. Mi-am dat deoparte orice altă activitate, nu numai în sens de calendar, știi? Și chiar și după amiezele și, mă rog, serile și le-am rezervat lucrul ăsta pentru că e de metabolizat și mai e și de acum încolo, știi? Ca să mergi în ritmul cursului, trebuie totuși să parcurgi, ca să zic așa, temele pentru acasă pe care ni le-ai dat. Cum s-au furat temele pentru acasă? Temele pentru acasă se mai lucrează încă, știi? Adică unele dintre ele le-am făcut așa, că am avut două pagini de bastonașe, dar când vrei să înveți caligrafie, trebuie să ai un text. Din punct de vedere practic, cum s-a părut cursul? Ca și din punct de vedere practic, mi s-a părut foarte practic. Asta mi se pare extraordinar. Pentru că și asta ține de tine și asta e maxima mea recunoștință față de tine. Când ai adus lucrurile dintr-o zonă în care fiecare are câte o teorie, a citit el nu știu ce și mai departe, n-am făcut teorie. N-a fost, a fost de fapt cât se poate de orientat spre a face, făcând, vezi ce ți se întâmplă ție și ce se întâmplă în primul rând la colegi. E limpede că e de făcut, nu putem să facem o teorie despre mersul pe bicicletă sau despre not. Ce teorie să facem? Sărim în apă, notăm, mai bine, mai prost, încetul cu încetul vrem mai mult, mai venim la un curs și mai aflăm că respirația se face așa și nu știu ce, foarte concret. Și consider că ai notat suficient la acest curs? Da, pentru astea 8 zile și în contextul cursului, dar cred din tot sufletul că mai avem de notat, pentru că unul dintre lucrurile, ca și la not, ca și la condusul de mașină, ca la orice abilitate pusă în exercițiu, este să fii tu bine cu tine. Deci nu poți să fii un mare ghid de hipnoză dacă tu nu ești convins că poți să faci într-un mod decent, neinvaziv și etic, ca să zic așa, lucrurile respective. Ok. Raportat la toate lucrurile pe care le știai, cursul ăsta ți-a adus o revelație personală? Da, mi-a adus o revelație foarte importantă. În primul rând mi-am dat seama că de fapt e o abilitate născută, care e needucată, nu te învață nimeni, că dacă o educi, eu sunt cam vechi pe lumea asta și mi-aduc aminte că prin anii 60 să conduci mașina părea o chestie profesionistă, trebuie unii, nu știu ce, mă rog. Acum orice om învață să conducă mașina, nu o conduc toți la fel de bine și impecabil, dar toată lumea conduce mașina fiindcă ne trebuie lucrul ăsta. Mă aștept ca în 20 de ani să se studieze ce am învățat noi acum la școala elementară. Okay. Probabil la liceu e bine să fii un pic mai... Ai recomandat acest training și altor persoane? Categoric. Da. Aș zice, o spun nu în sens de marketing, oricui. Pentru că fiecare va descoperi în primul rând ceea ce e destul de supărător la prima vedere, că toți trăim în ceea ce numim noi în viața de zi cu zi o oarecare transă, câteodată mai mare, că sigur încetul cu încetul stingi televizorul și ea se mai diminuează, mai închizi radioul fizic și alte radiouri din capul tău și ea se diminuează și că această stare este naturală, e umană, e bine să știi că o ai, conștient sau inconștient, și că lucrul ăsta îți folosește ție ca om să fii mai bun, nu ca să ceva. Pur și simplu, ești mai întreg, ești mai în controlul tău, în primul rând în raport cu alții și în primul rând în raport cu tine și în al doilea rând în raport cu alții. E ceva care este absolut omenesc. Sigur că, exact ca în multe alte domenii, există, cum să spun eu, oameni care au o performanță mai mare. E o abilitate
a noastră, a tuturor, dar unii au vocație. Asta e altceva. Vioara nu e un instrument complicat. Sunt patru corzi și un arcuș. Unii cântă binișor, unii cântă binișor ca să intre într-o orchestră mare și unii sunt geniali și virtuoși și nu știu ce. Asta e situația. Dar, în principiu, toată lumea poate să învețe să cânte la vioară și nu i-ar strica. Despre himnoză, prin prisma cunoașterii tale eclectice, tu ai mai multe viziuni și mai multe cunoașteri, mai multe puncte de vedere. Cum se pare himnoza? Mi se pare ceva de care e bine să treci printr-un curs ca ăsta, ca să conștientizezi că un sandwich cu cele mai extraordinare lucruri are o felie de pâine sau ceva. Himnoza e felia de pâine care e în relația cu toată. Orice terapie are o himnoză implicită. Între noi fie vorba, dacă lumea nu interpretează prost ce spun eu acum, bine, nu poți să faci coaching dacă nu ești lucid față de ceea ce oricum se întâmplă în relația respectivă și care are o componentă mai profund sau mai puțin profund himnotică, nu în sensul că îl păcălești pe ăla, că îl sugestionezi, că face ce nu vrea el, nici vorba. Dar există o componentă în orice relație, în relația noastră cotidiană. Între doi parteneri există o componentă himnotică și care îți folosește, dacă vrei să fii, am voie să spun așa în poveste, că vrei să fii un mare seducător, nu în sensul de a face lucruri nepotrivite, lucrul ăsta e foarte bun. Ca tine. Nu știu dacă eu sunt așa, dar, mă rog, aș vrea să fie valabil din ambele părți, știi? Adică nu vreau să, cum să spun eu, să îi se întâmple altuia ce vreau eu, să îi se întâmple ce vrea el. Da, să fie conștient ce vrea, asta da.